Bună seara, bun găsit la Actual Regional. Vă invităm astăzi în Casa Bunicilor, într-un loc special din județul Cluj. Din satul Bucea vine un îndemn la conservarea obiectelor tradiționale. Săptămâna trecută a fost deschis un muzeu al satului care conține obiecte vechi din casele sătenilor, care în loc să fie abandonate, au fost valorificate. Muzeul a fost deschis cu ajutorul unor tineri ai satului. Haideți să vedem acum un material de la inaugurare, apoi revenim în platoul emisiunii alături de preotul Mircea Dejean, părintele acestui muzeu. Pe drumul național 1, imediat după Comuna Negren, lângă monumentul Vulturul Brâncovenesc, a fost deschis muzeul satului Bucea. Odată ajuns în interior, istoria satului renaște cu mii de obiecte adunate din casele sătenilor. Am mers în sat alături de părintele și am colectat diverse obiecte pe care le puteți vedea aici, de la oamenii din sat care le-au păstrat într-o condiție cât de cât bună. De câteva luni a fost o muncă continuă și de colectare de piese, dar și de punere a lor în valoare, pentru că multe erau pline de păianjă, de praf, prin poduri, prin șură, uneltele agricole și așa mai departe. Muzeul este unul mic, însă reprezintă un început pentru salvarea obiectelor tradiționale și valorificarea acestora. Pe lângă camera cu unelte, vizitatorii vor putea vedea și porturi populare specifice zonei. Costumele acestea sunt cusute în cruce aici. Este un costum tradițional satului nostru. A fost mire în el, cam în jur la de 100 de ani. Zadia este tot făcută la noi. În picioare ale opinci, obiele, cizme. Pentru că muzeul a luat naștere cu ajutorul tinerilor coordonați de preotul satului, expoziția prezintă și o colecție de obiecte bisericești, unele cu o vechime impresionantă. În bisericuța veche am avut cărți de la 1600 și cele mai valoroase care le avem acum în muzeul nostru este acest penticostarion de la 1743. Alături de echipa de adolescenți ai satului, preotul vrea să transmită o lecție tuturor prin inaugurarea muzeului. Sperăm să fie un început, să fie și un impuls pentru alți colegi preoți, pentru alte sate, pentru că există atâtea valori și comori, și materiale și spirituale, care din păcate multe se pierd. La deschiderea muzeului a avut loc și un moment festiv, în cadrul căruia a fost lansat și albumul Bucea celor 4 anotimpuri, care prezintă fotografii cu cele mai frumoase locuri din sat. Muzeul satului din Bucea poate fi vizitat zilnic. Cei care vor ghida turiștii sunt tinerii satului care au contribuit la valorificarea obiectelor tradiționale. Am revenit în platoul emisiunii și îi urez bun venit invitatului meu, părintele Mircea Dejean. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Mulțumim pentru invitație. Bine v-am găsit. Felicitări pentru această inițiativă deosebită. Cu siguranță sunt mulți clujeni care se vor regăsi în muzeul din satul Bucea, exact ca în casa copilăriei când mergeam la bunici. Să-mi spuneți, vă rog, cum s-a născut această idee, acest proiect deosebit? Ideea a fost mai veche, chiar foarte veche. Însă un impediment a fost și faptul că n-am avut un spațiu unde să colectăm aceste piese vechi din gospodăriile creștinilor noștri. Ar fi fost mult mai multe și mai valoroase dacă începeam mai de mult, însă niciodată nu este târziu. Și așa cum spuneam și la inaugurare, este doar un început, pentru că sperăm ca acest mic muzeu al nostru să crească an de an, datorită primăriei Negreni, datorită domnului primar. Și datorită autorităților care cu siguranță vă susțin și au susținut această inițiativă. Ați spus că a fost un impediment faptul că nu ați găsit o locație. Da, pe care l-am primit. Am depus chiar eu un proiect de hotărâre
și un consilier local independent și chiar președintele Comisiei. Așa, sunt diverse autorități, să nu implicăm autoritățile în această inițiativă superbă aici. De fapt, e normal autoritățile locale să sprijine orice inițiativă nobilă, să spunem așa, orice act de cultură. Practic, muzeul s-a născut datorită unor tineri liceeni care au fost, care prin implicarea lor, prin entuziasmul lor, m-au făcut și pe mine să fiu tânăr alături de ei, un elev, o elevă, Larisa America și Călin Criste din clasa 12 și Cosmin Criste, fratele lui Călin, elev în a noua la liceu Goga de la Huiedin. Ei au fost, de fapt, fermentul și ei m-au entuziasmat și pe mine. Foarte multe piese de muzeu erau adunate de mult, mai întâi într-o școală, după aceea în magazia bisericii, de acolo le-am readus în noile spații pe care le avem. Avem doar 3 camere pe care le-am gândit să fie o cameră tradițională, o cameră țărănească, o cameră cu unelte agricole și scule și unelte de uz gospodăresc și o cameră religioasă. N-a fost greu să umplem aceste camere, chiar am înghesuit piesele, de aceea mă gândesc și deja au apărut și alți credincioși care doresc să contribuie la îmbogățirea muzeului. Legat de camera religioasă, să-i spunem așa, n-a fost ușor, pentru că noi avem la Bucea o biserică de lemn, monument istoric de la 1791, pe care în 1980, când am fost instalat la Bucea, am găsit-o într-o stare de degradare avansată, era cârpită cu tablă. De atunci am acoperit-o de 2 ori cu șindril, așa cum pusese inițial, și ultima dată cu șindrilă și cu meșteri din Bârsana Maramureș, iar în bisericuța veche, unde oficiem și acum slujbe religioase, în special cele sărbătorile închinate Maicii Domnului, pentru care hramul Adormirii Maicii Domnului, le oficiem serviciile religioase la lumina lunărilor, pentru că n-am dorit să introduc curent electric în această bisericuță. Și îmi cer scuze. Nicio problemă. Am încercat să păstrez în bisericuța veche veșmintele preoțești de zeci, de sute de ani, alte obiecte. Am adus în muzeu un scaun confecționat manual de la 1863, piciorul mesei din altar, care în urmă cu câteva zeci de ani, 20 de ani, s-a rupt și s-a făcut un nou picior la masă din altar, însă eu l-am păstrat pe cel vechi, unde este inscripționat și anul 1868. Desigur, a mai fost schimbat de la 1791. Așa că am adus din veșmintele vechi, din cărțile vechi pe care le-am avut în biserica veche, le-am adus să le oferim și celor care vor trece prin satul nostru și vor dori să viziteze micul nostru muzeu. Aici avem, cum spuneam, veșminte preoțești, avem cărți de cult, un penticostalion, care e cea mai veche piesă din muzeu, de la 1743, o toici de la 1792, un abecedar în slavonă de la 1860 și ceva, nu-mi amintesc exact, cruci foarte vechi, care nu le-am putut data, câteva icoane de la 1880, considerăm că este o cameră religioasă reușită și care totuși adună câteva piese frumoase, importante, care vorbesc despre tradiția bisericii ortodoxe. Aveți în acest muzeu un obiect de suflet, un obiect la care țineți foarte mult? Sau toate vă sunt la fel de dragi?
îmi sunt la fel de dragi, însă la un țin poate mai mult. Dacă ați observat, observ și eu în imagine aici. Era un manechin îmbrăcat cu un rând de veșminte preoțești și sunt veșmintele cu care eu mă îmbrăcam de obicei când oficiam Sfânta Liturghie sau alte servicii religioase la Biserica de Lele. Vreau să fiu și eu și veșmintele să fie în ton cu biserica. Le-am adus la muzeu, însă am un alt rând de veșminte foarte vechi care le-am lăsat în Bisericuța de Len și pe care pe viitor o să le îmbrac atunci când voi oficia o slujbă religioasă acolo. Sunt multe lucruri frumoase și interesante și în camera țărănească, unde avem cărucior pentru copii cu roți de len, un leagăn sau belceu, cum se spune, poze foarte vechi, costume naționale, tradiționale și care s-au purtat în satul nostru, iar în camera cu unelte agricole, semănătoare pe două rânduri, am adus și două pluguri, puțin sunt cam înghesuite, deja mai avem nevoie, cred, de o cameră, poate chiar de două. În exterior am expus o sanie cu telp de lemn, o sanie mare, nu pentru copii, cu care se transporta fânul sau alte materiale, o grapă, un car, așa, un car pentru care era tras de boi sau de cai, și mai avem promisiuni și pentru alte piese din diverse domenii. Eu am anunțat mereu la biserică, cei care doresc au poze vechi să mi le aducă, pentru că eu le voi copia, le voi scana și le voi restitui. Cei care pot să le lase și poate au mai multe, ne bucurăm dacă le lasă, să facem un colaj sau mai multe cu pozele. Deci cam acestea ar fi în mare, ce să spun, ceea ce ține de muzeu. Și doresc pe această cale să le mulțumesc încă o dată acestor tineri cărora, de fapt, li se datorează acest muzeu. Unde credeți că s-au pierdut toate aceste obiceiuri? De ce nu avem în mai multe locuri astfel de muzee? Pentru că, până la urmă, reprezintă frânturi din istoria poporului nostru. Vedem cum se îmbrăcau bunicii acum un secol sau cum lucrau. Toate aceste unelte agricole au fost înlocuite cu unele de ultimă generație. Așadar, merită toate aceste obiecte să fie cumva păstrate și pentru a fi admirate de generațiile care vor urma și vor afla cum se trăia acum un secol. Asta am dorit și noi, să salvăm ce se mai poate salva, și încă sunt multe lucruri de salvat, de recuperat, pentru ca urmașii, copiii, în sfârșit, urmașii să vadă cum au trăit părinții, bunicii, străbunicii lor, cum și-au țesut hainele, cum, în ce vase își pregăteau mâncarea sau frământau pâinea sau așa mai departe. Și credem că am reușit totuși, cum se lucra la câmp, cu ce se ara, cu ce se cosea, cu furcă, greblă, acum toate sunt mecanizate. Mulți au și uitat de aceste unelte vechi, însă cred că va fi interesant pentru urmași să vadă cum se drăgea lână, cum se țesea un material pentru o cămașă sau pentru un ștergar și așa mai departe. Am văzut și în imagini un obiect care mi-a atras atenția și care personal îmi stârnește anumite amintiri, și anume acea lampă cu gaz pe care și bunicii mei o foloseau seara când mergeam la ei la casa lor de la țară. Acum generația din ziua noastră nu știe exact la ce folosește și pare greu de crezut că acum
câteva zeci de ani se trăia la lumina lămpii cu gaz. Și este de admirat și contribuția acestor tineri care s-au implicat în crearea muzeului. Cum de ei nu sunt ocupați de tehnologie, de exemplu, sau de lucruri specifice generației lor și au decis să se pună umăr la umăr pentru ridicarea acestui muzeu? Au pus suflet și au aderat la această idee a mea, mai ales că ei, în mod obișnuit, la anumite evenimente, îmbracă costumul național. Și Larisa și Călin și Cosmin, la Huiedin chiar au câștigat Larisa premiul 1 și Călin premiul 3, dacă nu mă înșel, la un concurs în care dădeau detalii despre costumele naționale pe care le purtau. Sunt niște tineri, cum spuneam, entuziaști, îndrăgostiți de tot ceea ce e frumos și de tot ceea ce reprezintă obiceiurile și tradițiile satului nostru. Și sunt convins că ei vor continua în acest început. Aș vrea să mai adaug faptul că ne-am dorit să inițiativa noastră, ceea ce am făcut noi la Bucea, să fie și un impuls, un stimulant, un mol pentru alți colegi preoți, pentru alte sate, pentru că în fiecare sat se poate deschide un muzeu la fel de frumos, chiar și mai mare decât cel de la Bucea. Chiar ieri deja și văd că am primit un semnal și vedem că inițiativa noastră dă roade deja. Un coleg preot, părintele Teodor Boc de la Răchițele, m-a sunat deja să-mi ceară detalii și când poate să vină să viziteze muzeul nostru, pentru că au mai avut și o tentativă la Răchițele, însă acum l-am convins prin ceea ce am făcut noi la Bucea să o ia de la capăt și la Răchițele să organizeze, să deschidă un muzeu al satului. Sunt convins că și în Răchițele și în parohiile, în satele de munte există atâtea comori. Sunt comori care merită valorificate și nu trebuie lăsate să cadă pradă uitării. Ceea ce este de admirat că sunteți, vedeți, un exemplu, încă o dovadă că sunteți un exemplu pentru comunitatea în care trăim, pentru că știu că sunteți foarte iubit de săteni și le-ați oferit mult sprijin de-a lungul acestor ani în care dumneavoastră slujiți în satul Bucea. Da, așa îmi doresc și eu, într-adevăr, am reușit să facem multe lucruri la Bucea, multe lucruri frumoase, desigur, în primul rând cu ajutorul lui Dumnezeu, dar și al credincioșilor, pentru că fără ei nu puteam realiza nimic la Bucea. Și avem la Bucea câteva obiective pe care poate le invidiază mulți români sau cei care trec pe aici, pentru că avem o biserică nouă, mini-catedrală, avem un monument al eroilor, așa cum ați amintit, cu vulturul cruciat, vulturul brâncovenesc. Avem o casă de cultură frumoasă pe care am ridicat-o cu greu între 93 și 2003, timp de 10 ani, și doar poate 20% a fost sprijin din partea autorităților locale, centrale, în rest a fost munca credincioșilor, darul lor și, e adevărat, și un sprijin de la Crucea Roșie Germană. Apoi avem această bijuterie, monument, Bisericuța de Lemn. La Piatra Craiului am inițiat o mănăstire care se anunță a fi una din cele mai frumoase oaze de spiritualitate din această zonă. Mănăstire care se găsește pe teritoriul parohiei noastre și unde tot noi bucenii am început în urmă cu 25 de ani. Construcția ei. Avem, deci, multe lucruri frumoase. Avem un grup vocal bărbătesc, Crai Măgurii, relativ tânăr, cam de 7 ani, cu care am editat 3 CD-uri, unul cu colinde,
specifice satului nostru, un altul cu cântece de petrecere, Uliță Cătănie, iar un al treilea cu cântece patriotice pe care l-am înregistrat în 2018 cu prilejul centenarului Marii Unii, când de fapt am organizat și un tren centenar care a plecat de la Bucea la 1 decembrie 2018 spre Alba Iulia și cred că atunci am mai stat de vorbă cu reporteri de la dumneavoastră, de la Televiziunea Română. Păi, cumva chiar mi-ați anticipat următoarea temă de discuție și anume Trenul Unirii. Am fost și noi martorii acestui moment deosebit la celebrarea a 100 de ani de România. Cum a fost atunci? Chiar acum vedem în imagini și ținite că și eu am fost în acea dimineață. Era foarte frig, erau minus 15 grade. Așa. Dar pentru tinerii care plecau la Alba Iulia și erau martorii acestui moment istoric pentru țara noastră, nu era un impediment frigul, erau foarte entuziasmați, la fel și dumneavoastră. Știu că a venit atunci și părintele mitropolit ca să dea binecuvântare înainte să plecați în această călătorie. Cum a fost? Povestiți-ne un pic, pentru că în curând se fac 2 ani, însă cu siguranță despre acest subiect se va tot vorbi mulți ani de acum înainte. Într-adevăr, a fost un moment impresionant, istoric, la 100 de ani am refăcut trenul centenar, pentru că s-a născut, nu știu dacă am timp să spun în 2 minute, cum s-a născut trenul centenar, un prieten, profesor de istorie de la Huedin, Cristi Filip, într-o zi prin iulie 2018, întâlnire prin Huedin, mă întreabă, zice că Mircea, tu știi că la 1918 au plecat spre Alba Iulia, creștini din Bucea, Ciucea, Negrân, Drăgan, zic, mai nu știam. Și așa zice Cristi, zice că Mircea, nu poți face rost de un tren, parcă mi-ar fi cerut o bicicletă. Zic, Cristi, n-am zis nu, zic, o să mă gândesc. Și având un prieten la Cluj, un om deosebit, formidabil, care deține o rețea de căi ferate și de trenuri, am luat legătura cu el, i-am prezentat ideea noastră, am îmbrățișat-o și s-a hotărât ca trenul centenar să plece de la Bucea spre Alba Iulia în dimineața de 1 decembrie la ora 3 dimineața. Mai târziu a venit Iulian și m-a întrebat Mircea, vor să vină și de la Oradea, prieteni de-ai noștri și rector universității și să mai adăugăm un vagon. Și a zis, Iulian, parcă ar fi fost trenul meu, zic, n-am nimic împotrivă, însă cu o condiție. Dacă vin toți îmbrăcați în costume naționale, zic, altfel n-au ce căuta în trenul. Și s-au străduit cu toții și au făcut rost de costume naționale, astfel că cei aproape 400, cred că am fost din toate satele, parohiile din jurul Huedinului, cu preoți, cu primari, cu tineri, cu toții în costume naționale, am descălecat în dimineața zilei de 1 decembrie, pe la ora 8, la Alba Iulia. A fost într-adevăr o zi memorabilă, pe care sunt convins că nu o să uite niciunul din cei care au participat, dar n-ar trebui să s-o uite niciun român. Așa este, a fost un moment deosebit atunci și impresionant să vedem atâția oameni îmbrăcați în portul tradițional românesc, ceea ce este de admirat, pentru că nu vedem așa de des aceste haine purtate pe stradă sau la evenimente. Cum spuneam și mai devreme, știu că dumneavoastră sunteți foarte implicat în comunitate și faceți și voluntariat de foarte mulți ani. Cum ați decis să fiți voluntar în timpul dumneavoastră liber? În câteva cuvinte să vă spun, însă nu înainte de a uitase, după evenimentul de la 1 decembrie, grupul nostru vocal bărbătesc Rai Măgurii, care cuprinde aproape 20 de bărbați de diferite profesii și vârste, am editat un CD cu cântece patriotice, care începe cu imnul național, care se intitulează Mai Române Sună Goarna, și am scos și un album foto cu trenul centenar, trenul Marii Uniri și Crai Măgurii, fotografii datorate unui
tânăr fotograf de excepție, Artur Lonoi din Huiedin, care ne-a ajutat să edităm la Școala Ardeleană, la domnul Dâncu, un al doilea volum pe care l-am lansat joia trecută, în 10 septembrie, satului, Bucea celor patru anotimpuri. Revin la ceea ce m-ați întrebat. Într-adevăr, la Bucea de Răzbăciunat în toți acești ani, zeci de ani, practic. Din anii 80, mai exact, știu că ați început voluntariatul. 80, da, însă mai mult după 90, după ce am cunoscut o familie de germani, membri ai Crucii Roșii din Lorș, un orașel cu 14.000 de locuitori de lângă Frankfurt, Mannheim. Atunci am înțeles ce înseamnă, de fapt, voluntariatul, Crucea Roșie. M-am înscris și eu la filiala Cluj, întâi președinte la un comun, apoi în birou județean, pentru că apoi să fiu timp de două mandate, a patru ani, deci opt ani, am fost președintele filialei Cluj, pe județul Cluj, la Crucii Roșii. Anul trecut mi-a expirat cel de-al doilea mandat, însă acum sunt vicepreședinte în cadrul filialei Cluj. Și de la prietenii din Germania am preluat lucruri care mi s-au părut interesante, frumoase, necesare și pentru noi, pentru români. La Bucea au fost instalate primele coșuri stradale. Ziarul Ziua de prin 2000 sau când spunea că la Bucea este o ecologie la nivel european. Am avut multe acțiuni, predam și religia cu elevii. Atunci erau mulți elevi, erau peste 100, din păcate acum. Mai sunt doar clasele 0-3, vreo 13 copii, dar atunci în orele de religie aveam o oră de ecologie, când le duceam saci menajer, mănuși chirurgicale și câte o clasă la fiecare oră, mergeam pe pâraierii din zona centrală, șanțurile le curățam, erau încântați. Aveam o oră, norme de comportare în societate, cum mâncăm, cum călătorim, cum vorbim, cum oferim mâncare. În sfârșit, ar fi multe de vorbit doar despre această parte a activității de aici. Apoi, legată de activitatea social-umanitar-filantropică, pot să spun că la Bucea au avut loc și alte premiere, primele donări de sânge din mediul rural. Anul trecut sau cu 2 ani am organizat 2 donări de sânge și primăvara și toamna cu câte 40-45 de donatori efectivi, pentru că au fost mai mult 60-65-70, însă din motive după o preselecție aici la Casa de Cultură am organizat cu doamna Adriana Sime, directoarea Centrului de Transfuzii. Apoi am oferit și ofer în continuare celor care mă solicită zeci de cărucioare. Am oferit cărucioare cu rotile, cărge, patru medicale cu telecomandă, numai la Bucea, ci și în satele din jur și în Bihor. Am dat câte 5 cărucioare cu rotile la Zilu din Remeț, din Șuncuiuș, care sunt aproape de Bucea, sunt în Bihor, însă unde sunt și pacienți bolnavi, vârstnici de la noi. Părinte, cu siguranță încă o dovadă în plus că această jumătate de ora emisiunii nu ne este suficientă pentru a vă asculta poveștile și lecțiile de viață. Va trebui să ne oprim, însă vă așteptăm și altă dată cu mult drag, pentru că este o plăcere să discutăm și să aflăm foarte multă istorie din această comunitate unită în care slujiți. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și fie ca Dumnezeu să vă aducă cât mai mulți turiști în muzeu și cât mai mult ajutor ca să faceți fapte bune în continuare. Mulțumim și noi pentru posibilitatea de a spune câte ceva din
ceea ce facem noi la Bucea. Cu tot dragul vă. De dumneavoastră să vă uitați mulți ai ușii satul nostru. Cu siguranță o să venim la dumneavoastră și noi să n-avem cum să uităm. Doamnelor, domnilor, noi am ajuns la finalul emisiunii și adar mergeți-ne Bucea dacă aveți timp liber pentru că aveți ce vedea. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!